Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Eu sunt Octav Tarlapan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Iată titlurile ediției. Maia Sandoare a afirmat angajamentul Republicii Moldova pentru pace, condamnând ferm invazia Rusiei în Ucraina și anexarea ilegală a teritoriilor recunoscute internațional. Agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei a dus la stagnarea cooperării dintre Chișinău și Moscova. Ce cred moldovenii despre ajutorul pe care Rusia lui Putin îl oferă Republicii Moldova, vă spunem în jurnal. Costurile de perfectare a actelor de identitate se vor reduce. Asigurările vin din partea directorului Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu. Guvernarea nu vrea să profite de starea de urgență pentru a limita dreptul la protest, a declarat premierul Natalia Gavrilița în cadrul emisiunii Puncte de reflecție de la Vocea Basarabiei. Noi putem obține pace acționând împreună și arătând solidaritate. Anunțul a fost făcut de șefa statului Maia Sandu în cadrul primului summit al Comunității Politice Europene de la Praga. Șefa statului a reafirmat angajamentul Republicii Moldova pentru pace, condamnând ferm invazia Rusiei în Ucraina și anexarea ilegală a teritoriilor recunoscute internațional. This starts with helping Ukraine restore its territorial integrity within its internationally recognized borders. We are united in condemning Russian aggression against Ukraine and the illegal annexation of its territories. We are united in our commitment to help Ukraine uphold its sovereignty. Totodată, Maia Sandu a spus că nu putem permite crizei energetice să pună în pericol democrația, sublinind că Europa va ieși din această iarnă mult mai puternică. And we should not allow the energy crisis to undermine our democracies. The road ahead is not easy, and only together can we solve these challenges. We will make it through this winter. Europe will come out of it much stronger. Amintim că președinta Maia Sandu a participat joi 6 octombrie la Praga alături de liderii altor 43 de state și guverne din Europa la inaugurarea Comunității Politice Europene. Cel de-al doilea summit al Comunității Politice Europene va avea loc primăvara viitoare în Republica Moldova. Găzduirea în 2023 al celui de-al doilea summit al Comunității Politice Europene la Chișinău este un semnal important și pozitiv pentru Moldova. Declarația aparține președintelui României, Klaus Iohannis. Cred că este un semnal foarte important și foarte pozitiv pentru Moldova faptul că peste 40 de lideri europeni vor merge la Chișinău și vom dezbate chestiunile care și acum, probabil și atunci, vor fi de mare importanță pentru continentul nostru. Este un semnal clar că Moldova se vede și îi se acordă importanța cuvenită. Noi, bineînțeles, că am sprijinit această propunere. Desfășurat într-un moment cheie pentru continentul european, în contextul războiului ilegal și nejustificat declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei, summitul Comunității Politice Europene a oferit oportunitatea unui dialog politic pe teme privind sprijinul pentru Ucraina, reacția la escaladările recente ale Federației Ruse, asigurarea securității, situația în domeniul energiei și asigurarea securității, aprovizionării, schimbările climatice și evoluțiile în plan economic. Costurile de perfectare a actelor de identitate se vor reduce după ce criza blanchetelor pentru pașapoarte a fost soluționată. Licitația a fost câștigată de o companie publică din Polonia care produce pașapoarte și pentru cetățenii polonezi. Directorul Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu, dă asigurări că noul furnizor este unul de încredere, iar după ce a fost exclusă taxa de royalty aplicată anterior, documentele vor fi mai ieftine. În octombrie trebuie să ne vină o partidă semnificativă în jur de vreo 60.000, 70.000. De la compania poloneză. Poloneză, poloneză, da. În vară, în vară ați mai semnat un contract? Și în noiembrie urmează să ne vină un lot în general de vreo 200.000 care ne readuce practic în normalitate de acum încolo. Acum câteva luni, Procuratura Anticorupție a pornit un dosar penal pentru spălarea de bani în proporții deosebit de mari obținuți în urma achiziționării blanchetelor pentru pașapoarte de la o firmă din Lituania. Vladimir Bolea, ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, a fost desemnat să asigure interimatul conducerii Ministerului Mediului. Prim-ministra Natalia Gavrilița a semnat ordinul în acest sens. Vladimir Bolea va exercita prin cumul activitatea de ministru pe două portofolii până la numirea unui nou ministru al mediului.
Ministra mediului, Iuliana Cantaragiu, a demisionat la început de septembrie. Ea a făcut parte din garnitura guvernamentală cu care premierul Natalia Gavrilița a mers în Parlament în august 2021. Starea de urgență în Republica Moldova a fost prelungită cu încă 60 de zile. Inițiativa guvernului a fost susținută de 53 de deputați în cadrul ședinței Parlamentului din 6 octombrie. Necesitatea de prelungire a stării de urgență este determinată de riscurile și amenințările persistente ce vizează securitatea națională, precum și aprovizionarea Republicii Moldova cu resurse energetice pentru perioada rece a anului. Declarația îi aparține șefei guvernului Natalia Gavrilița și a fost făcută în cadrul emisiunii Puncte de reflecție de la Vocea Basarabiei. Starea de urgență este necesară acum ca și atunci când prima dată am venit la Parlament să solicităm declararea stării de urgență pentru luarea deciziilor rapide. Deci, în formatul nostru constituțional, există acest instrument de stare de urgență care împuternicește Comisia Situației Excepționale să emită dispoziții care intră în vigoare imediat și care permite gestionarea unor situații neobișnuite care nu pot fi gestionate sau reglementate prin procedura obișnuită. Riscurile pentru Republica Moldova nu s-au micșorat și chiar poate cresc în anumite domenii, susține șefa guvernului. Vorbim despre sectorul energetic. Deci prima dată, un an în urmă, când am fost la Parlament să declarăm stare de urgență, am avut o reducere a cantității de gaze naturale furnizate Republicii Moldova. Din păcate, exact în aceeași situație ne aflăm astăzi. Gazpromul a redus pentru luna octombrie cu 30% necesarul din consumul de gaze naturale. Da, acum suntem mult mai bine pregătiți, pentru că ne-am învățat lecțiile, ne-am pregătit în timpul verii, avem acte care reglementează ce trebuie să facem, reducem consumul, ne pregătim, trecem la anumite surse de energie alternative, cum ar fi păcura pentru termoelectrica care furnizează căldură locuitorilor Chișinăului. Am procurat în rezervele de stat cărbune, avem acest program de furnizare a lemnelor. Și președintele Parlamentului Igor Grosu susține că instituirea stării de urgență a fost dictată de incertitudinea generată de războiul din Ucraina, probabilitatea declanșării unui nou val de refugiați și posibilitatea de a cumpăra energie electrică prin negocieri directe. Argumentele sunt pe masă, noi avem un război în continuare la hotar. Deși sunt niște evoluții pozitive în Ucraina, cu toții vedem s-a declanșat acea mobilizare în Rusia. Declarații belicoase legate și de Odessa, legate și de Nicolaev și amenințări. Starea de urgență a fost instituită la 24 februarie 2020, odată cu izbucnirea războiului în Ucraina. Guvernarea nu vrea să profite de starea de urgență pentru a limita drepturile oamenilor, cum ar fi dreptul la proteste, așa cum au procedat conducerile anterioare. Declarația a fost făcută de către premierul Natalia Gavrilița în cadrul emisiunii Puncte de reflecție de la Vocea Basarabiei. Conform legii, noi avem dreptul să utilizăm starea de urgență inclusiv pentru a limita anumite drepturi, cum ar fi dreptul la proteste. Noi am spus-o în Parlament că nu o vom face decât dacă vor fi anumite semnale de amenințare a securității naționale. De aceea noi folosim acest instrument de Comisia Situației Excepționale, folosește acest instrument constituțional cu maximă proporționalitate și îl folosește pentru a fi alături de oameni, nu pentru a le îngrădi drepturile și libertățile. Și, dimpotrivă, sunt oameni care ne reproșează. Dacă aveți situația de urgență, de ce permiteți așa ceva? Eu vreau să le spun acestor oameni că noi nu suntem ca regimurile precedente de tristă faimă. Noi vedem cât de periculos este să ai un regim unde, dacă ieși cu o hârtie pe care ai scris «Нет войне», poți fi închis imediat. Totodată, șefa Cabinetului de Ministri a mai spus că organele de drept și forțele de ordine instrumentează și investighează toate aspectele ce țin de organizarea protestelor din ultima perioadă sub aspectul corupției. Prim-ministra se arată convinsă că organizatorii acțiunii vor fi cândva pedepsiți. Noi documentăm totul,
Le mulțumim jurnaliștilor de investigație că ajută să informăm cetățenii, dar să știți că și organele statului documentează inclusiv fluxul banilor și acționăm conform standardelor europene ca să ajungem la o finalitate. Aceasta înseamnă să avem probe care vor ține în judecată, care vor permite deci pedepsirea celor care nu oamenilor amărâți care sunt folosiți de mari hoți, dar să permită de fapt trasarea întregului lanț și pedepsirea celor care se folosesc de lume pentru scopurile lor personale meschine. De aproximativ două luni la Chișinău, partidul și-or organizează proteste în fața președinției și a Parlamentului împotriva guvernării. Anterior au fost înregistrate câteva nereguli în care protestatarii au fost acuzați de anumite încălcări care ar fi avut loc în timpul manifestațiilor. Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General de Poliție, susține că monitorizarea bunei desfășurări a protestului ține de competența primăriei Chișinău. În ultimele zile constatăm o serie de nereguli și lipsă de acțiuni, inclusiv din partea organizatorilor pe aspectul ce ține de organizare. Autoritatea publică locală este cea care trebuie cumva să asigure monitorizarea bunei desfășurări. Părere de rău, la ziua de astăzi nu avem o astfel de reacție din partea APL-ului. De aici noi nu este exclus că să recurgem și la alte acțiuni, inclusiv deja legate și de alți reprezentanți ai altor autorități publice care nu își exercită atribuțiile de serviciu. Noi nu vrem să amenințăm, dar pur și simplu vrem să manifestăm prudență și responsabilitate din partea tuturor. Amintim că acțiunile de protest organizate de Partidul Șor au început în luna septembrie. Protestatarii au instalat mai multe corturi în fața Parlamentului, iar câteva sute de persoane se află permanent în aceste corturi. Din 18 septembrie, poliția a înregistrat 40 de proceduri contravenționale care se referă la nesubordonare și huliganism. Organizatorii protestelor din centrul capitalei se plâng că reprezentanții guvernării îi neglijează și nu acceptă niciun fel de discuții, iar timpul se răcește și protestatarilor le este tot mai greu să-și petreacă nopțile în corturi. Corespondenta Vocii Basarabiei a întrebat locuitorii Chișinăului dacă guvernarea ar trebui să cedeze și să negocieze cu autorii protestelor. Nu, nici într-un caz. Ăștia nu sunt organizatori, dar sunt niște impostori. Da, desigur. Despre ce ar trebui să discuți? Și problemele ridică, ei doar fac protest, înseamnă că se ridică o sumă de întrebări care trebuie rezolvate, cu cine? Ei, cu cei care, în fața care protestează, ei trebuie să iasă la cudânși la convorbire. Cred că nu. Bandiții trebuie să stie la pușcărie. Organizatorul, deci, un criminal care trebuie să stie la pușcărie. Și Inginerii, și Șor, și Plahotniuc. Și Dodon, și Platon trebuie să stie la pușcărie, ăștia patru. Eu cred că mai n-au nicio șansă, mai ales ăsta, care a devalizat cu prietenii lui vreo 3 bănci de $1 miliard. Trebuie să discute, ei deloc nu iese. Cu cine ar trebui să discute? Care разница? Тут есть депутаты от Шора, тут есть люди, которые Водину, Цуркану, foarte bun om, deși nu discute cu dânsul. Ghinică repede l-a legat și l-a dus la acolo aia și i-a dat drumul. Ilan Șor n-are drept să facă așa ceva. Nu, nici o discuț cu dânșii. Hoții trebuie să stăi la pușcărie. Nici n-are și vorbei cu dânșii. Mai așa nu-i foarte... Și e conduș bine, nu? Dacă ar fi fost altul, tot așa avea să-i scântească gazul, tot așa avea să... Eu s-o cot că n-ai și vorbi cu oamenii ăștia. N-au ce discuta. Guvernarea face tot posibilul, tot stărui pentru popor. Dar el e un fugare, un hoț, a furat miliardul, a furat tot cei mei, s-a dus cu miliardele, trăiește într-o vilă, eu, adică mă uit televizor, văd. Amintim că liderul formațiunii Șor, Ilan Șor, a fost condamnat la 7 ani și jumătate de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani. În 2019, la scurt timp, după ce Partidul Democrat din Moldova a cedat puterea și a trecut în opoziție, Șor a părăsit ilegal teritoriul Republicii Moldova. Circa 1200 de moldoveni au solicitat în ultimele două săptămâni de la Ambasada Republicii Moldova de la Moscova titluri de călătorie pentru ca să poată reveni acasă. Sunt și din cei care aveau actele în regulă și au putut să călătorească fără implicarea ambasadei.
Declarația aparține lui Nicu Popescu, ministrul afacerilor externe și integrării europene, făcută în cadrul emisiunii Puncte de reflecție de la Vocea Basarabiei. Suntem o țară democratică, oamenii au diferite viziuni. Unii vor integrare în Uniunea Europeană, alții vor în alte instituții. Toți vor pace, majoritatea, practic toți. Nimeni nu vrea să lupte. Nimeni nu vrea să lupte, să ia automat, să apese pe butoane, pe lansatoare de rachete, pentru a omorâi oameni. În ultimii ani, potrivit statisticilor, numărul moldovenilor care munceau sau aveau afaceri pe teritoriul Federației Ruse a scăzut considerabil. Diaspora, migranții, știți bine că în ultimii ani, zeci sau chiar sute de mii de oameni care anterior lucrau pe piața în interiorul Federației Ruse s-au mutat în Occident. De ce? Din nou, putem discuta, putem evalua, dar în ultimii 5-6 ani am asistat la un transfer enorm de zeci de mii sau chiar sute de mii de concetățenii noștri care anterior preferau să lucreze în Rusia, acum lucrează în Uniunea Europeană și noi la Ministerul de Externe vedem acest lucru foarte ușor pe statisticile consulare. Cetățenii noștri, agricultorii noștri, producătorii noștri, oamenii noștri de afaceri s-au repoziționat, au găsit piețe de desfacere noi, parteneriate noi și noi am reușit relativ repede să ne revenim, să ne diversificăm legăturile noastre și astăzi știți bine, peste 60% din comerțul nostru este cu, exportul nostru este cu Uniunea Europeană. Acest lucru nu a fost valabil pentru piața Federației Ruse. Interviul integral cu ministrul de externe îl puteți viziona la ora 21:00 la Vocea Basarabiei. Vicepremierul Nicu Popescu vorbește despre riscurile pentru Republica Moldova după 7 luni de la invazia Rusiei în Ucraina, rezolvarea problemei transnistriene, cine poate ajuta la menținerea securității și relațiile cu țările vecine. Agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei a dus la stagnarea cooperării dintre Chișinău și Moscova. Vocea Basarabiei a întrebat sătenii din Varnița, localitate situată în zona de securitate de la Nistru, despre ajutorul pe care Rusia lui Putin îl oferă Republicii Moldova. Cu gazul, noi luam gaz de la Rusia, de la ruși, și noi era prețul taman cum după buzunariul nostru eram în stare să achităm. Contactele erau cu Rusia altfel, ca to era la noi pornirile astea, dar acum mă uit că vopșe ele, cu Rusia, vopșe Moldova, n-are nicio atribuție, mă uit. Puteți să ne spuneți vreun fapt, ceva care el a făcut pentru... Moldova? Da, ajutor. Ajutor? Și-o nu ți-mi minte eu. El pentru tăți face ghine, gazul cu și preț v-a dat, dar mă aveți gaz, lemne. Da? Dar mai nimic. Pot eu spune mai departe. Pătați ce să faci? Nimic n-a făcut. A făcut rău numai. Bun, nimic n-a făcut. Cred că noi trebuie să ne adresăm la dânsul. Noi trebuie să facem ceva. Nu, cred că da. Я даже не знаю, что он сделал. Потому что я не вижу ничего, чтобы что-то как-то налаживались отношения с Молдовой. Особенности касаемо Приднестровья. В принципе, ничего хорошего. Если бы он хотел сделать, он бы Молдавии помог всем. Ну, в принципе, и Молдавия не хочет, чтобы ей помогли. Я не знаю, правда. Я в политике не особо интересуюсь. Там немиг. Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională a anunțat astăzi o nouă investiție de 50 de milioane de dolari pentru a contribui la extinderea economiei rurale a Republicii Moldova și consolidarea rezilienței în fața invaziei Ucrainei, situație care restricționează exporturile moldovenești și amenință prosperitatea economică a țării noastre. Prin intermediul noului proiect de competitivitate și reziliență rurală, USAID va continua să acorde sprijin pentru a spori vânzările și profitabilitatea din sectorul agricol moldovenesc și impulsiona oportunitățile de creștere în Moldova, conform agenției americane. Proiectul va facilita conexiunile între lanțurile valorice cheie din domeniul agricol, așa ca fructele, produsele ecologice, legumele, mierea și vinul. De asemenea, proiectul va spori productivitatea, va îmbunătăți sustenabilitatea sectorului agricol, va stimula investițiile și parteneriatele sectorului privat și va promova reformele care vor genera profitabilitatea activității agricole în Republica Moldova. Forțele militare ruse au atacat vineri orașul Zaporojie, centrul administrativ al regiunii cu același nume din sudul Ucrainei, utilizând pentru prima oară drone iraniene. Anunțul a fost făcut de către șeful administrației militare regionale, Oleksandr Staruh.
Între timp, forțele armate ucrainene au recucerit alți 500 de kilometri pătrați de teritoriu în doar o săptămână. Staruk a indicat pe canalul său Telegram că astăzi ocupanții au utilizat pentru prima oară drone împotriva orașului Zaporojie controlat de Kiev și că aparate de fabricație iraniană de tip Shahed-136, cunoscute și ca drone kamikaze, au fost utilizate anterior și în alte părți ale Ucrainei. Potrivit acestui, obiective de infrastructură au fost distruse în două cartiere din Zaporojie, iar potrivit informațiilor preliminare, o persoană a fost rănită în urma atacurilor. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a denunțat joi seara în discursul său zilnic către popor utilizarea dronelor iraniene în recentele bombardamente rusești împotriva infrastructurii civile în Ucraina și a promis că, indiferent dacă Iranul neagă prezența acestor aparate, armata ucraineană va găsi o cale ca niciunul să nu mai rămână. Iran чомусь стверджує, що їх у нас немає, люди їх бачать у небі, ми їх збиваємо, а нам кажуть, що їх нібито немає. Що ж, знайдемо способи, щоб їх дійсно не було. Între timp, ucrainenii și-au luat înapoi încă 500 de kilometri pătrați de teritoriu în această săptămână. Cele mai mari victorii sunt pe frontul de sud, în regiunea Kherson. Militarii ucraineni au înaintat și în est, în regiunea Kharkov. Pentru ucraineni, contraofensiva merge conform planului, în timp ce rușii, prinși pe picior greșit, încearcă să se retragă pe poziții mai ușor de apărat. Ministrul ucrainean al apărării, Oleksiy Reznikov, a declarat într-o adresare video poporului rus că Ucraina garantează viața și siguranța soldaților ruși care se vor preda. Мы гарантируем жизнь, безопасность и справедливость всем, кто откажется воевать немедленно. И мы добьемся трибунала для тех, кто отдавал преступные приказы. Вы еще можете спасти Россию от трагедии, а российскую армию от унижения и от позора. După ce rușii au plecat din regiunea Kharkov, unde forțele ucrainene au recâștigat o mare suprafață din teritoriu, au fost găsite cadavrele a 534 de civili, inclusiv 19 copii, a declarat Poliția Națională din Kharkov. 447 de cadavre au fost găsite în Izium, iar anchetatorii au găsit dovezi că 22 de locuri au fost folosite ca sel de tortură. Ofertele turistice devin tot mai solicitate pe piața internă datorită faptului că turismul rural autohton se dezvoltă considerabil în fiecare an, fiind identificate noi locații disponibile pentru a găzdui oaspeți. Acest lucru se datorează faptului că Moldova a reușit să-și păstreze tezaurul cultural, tradițiile și obiceiurile populare. Contribuția statului rămâne a fi modestă și persoanele dornice să inaugureze pensiuni rurale întâmpină încă unele dificultăți. Vocea Basarabiei s-a interesat ce cred oamenii întâlniți pe străzile Chișinăului despre perspectiva dezvoltării turismului rural. Cum credeți, turismul rural are o perspectivă în Republica Moldova? Da, sigur că. Sunt locuri foarte importante și ai la știu uita. Din păcate, Moldova nu are atât de multe destinații turistice, dar, pe de altă parte, fiecare localitate ar putea fi luată ca o destinație turistică dacă știi să o descoperi și să-i vezi frumusețea ei autentică. Cum credeți, are perspective agroturismul în Republica Moldova? Sper că da, depinde deja de finanțare, ca să meargă în dezvoltare. Altfel, nu. E un lucru binevenit în Moldova, dar cu părere de rău nu e dezvoltat. Nu e dezvoltat. Persoanele care au deschis aceste pensiuni au puțin ajutor din partea statului, eu cred. Iată, asta e problema noastră, fiindcă e o țară agrară și ar fi binevenit ca turismul să fie mult mai dezvoltat. În satul Selemet, raionul Cimișlia, există o agropensiune desprinsă parcă din povești. Aici totul este amenajat în stil tradițional. Acest obiectiv turistic activează de 2 ani, dar deja beneficiază de mai multe granturi care ajută la îmbunătățirea infrastructurii turistice. Încet, încet. Am fost câștigătorii la Antrim, la un proiect de 23 de biciclete. Acum suntem câștigătorii la USAID, la un proiect de 10.000 de dolari, pentru care am avut subvenții de la IPA 237.000. Mulțumim că adică avem o susținere care putem să ne dezvoltăm și adică pe viitor, adică mai avem multe. Turiștii care se cazează aici sunt atât moldoveni cât și cei de peste hotare care folosesc rețele sociale și tehnologii digitale pentru a face rezervări online. Oaspeții ne găsesc pe majoritatea sau pe Facebook, majoritatea acum avem care ultimul timp vin, toți vin de pe Booking.
suntem înregistrați în booking, care acolo plătim, adică a lor. Dar din ce țări vă vizitează turiști? Acum avem de la Franța băietul care este pe 11 zile cazat, acum așteptăm 2 indieni și următorii care vin, vin de la Israel. Managera agropensiunii este încrezută că turismul rural are perspective în Republica Moldova, iar satul Selemet ar putea deveni o nouă atracție turistică pentru cei care vor să cunoască tradițiile și valorile neamului. Moldova, adică este, turismul este pe primul plan. Majoritatea care vin în Moldova, ei vreau să vadă trecutul. Conform studiilor specializate, în Republica Moldova, turismul rural ar fi a doua cea mai mare ramură economică după cea agricolă și în ultimii doi ani a înregistrat o dezvoltare amplă, care promovează atât valorile tradiționale, cât și activitățile economice ecologice. Doamnelor, domnilor, știrile noastre se încheie aici, însă noi ne revedem și săptămâna viitoare, de luni până vineri, la 18:30, doar la Vocea Basarabiei. Eu vă doresc un weekend minunat alături de cei dragi. Toate bune!